Evenimentul organizat la Brezoi sub titlul Pastorala Loviștana și-a propus în primul rând să promoveze tradițiile românești autentice ale crescătorilor de animale din țara Loviștei. De aceea și concursul canin a urmărit în primul rând să prezinte rasele de câini care din vremuri ce se pierd în negura timpului au însoțit păstorii și turmele de mioare pe munte. În concurs au fost astfel acceptate doar exemplarele pure din cele 4 rase omologate, carpatin, mioritic, de Bucovina și corb, care au fost atent studiate de arbitrii pentru a descoperi dacă au stofă de campioni. Noi acum vrem să clasificăm câinii după criteriile unui arbitraj. Osatură, dentiție, păr. Sunt multe caracteristici care trebuie să le aibă un câine pentru a fi apt de a avea un drept de muntă masculul și o femelă care trebuie să dea naștere și să fie cât mai original. Asta căutăm. Demersul nostru nu este doar să aducem în prezentul copiilor noștri tradiția și obiceiul. Dacă vreți, din punctul meu de vedere, este o revoltă. O revoltă că nu mai este nimic românesc. De-aia, dacă în discurs am încercat cu emoții, adevărat că profesia mea nu este nici de organizator de spectacole, nici de orator, este aceea că ceea ce este românesc nu piere și nici nu va pieri. Evident, au spus-o alții înaintea mea, dar trebuie spusă vehement. Deci, repet, la mine este și o formă de revoltă. Deși mai puțin decât se așteptau organizatorii, câinii acceptați în concurs au făcut spectacol spre încântarea celor prezenți și mândria celor care îi cresc. Au primit la final și recunoaștere ca autentici, mai ales că printre exemplarele participante s-au aflat și câini salvați de actualii lor proprietari și prezentați pentru prima dată în public. A fost dragoste la prima vedere, că nu. Și e prima dată la concurs, da, participăm cu el la concurs, prima dată. Mai am un cane corso și cu celălalt am fost la alte concursuri, iar aici fiind vorba de câinii românești, am venit cu el. Și cum e să creșteți un câine? Este cea mai docilă rasă de câini pe care am întâlnit. Într-o zi la noi acasă a venit un cioban cu niște oi și a avut un ciobănesc de Bucovina, destul de neîngrijit, săracul de el, și de când l-am văzut ne-am îndrăgostit. Am zis și noi trebuie să avem neapărat un câine de ăsta. Și am început cu masculul, după care am găsit și o femelă și am zis hai să facem un pereche. Și acum am hotărât să-i mulțim. Și acesta este rezultatul. Îl cumpără pentru pază, la proprietăți, este un câine excelent. De pază și ușor de întreținut, asta. Nu este bolnăvicios, nu, este un câine ok din toate punctele de vedere. Rasele carpatin și mioritic sunt omologate încă din 1989, celelalte două, de Bucovina și corb, fiind recunoscute recent. Prețul unui câine din aceste rase ajunge și la 400 de euro.